Nu trece o zi fără ca pompierii din județul Neamț să nu fie solicitați prin apel la 112 pentru a interveni să stingă incendiile produse în casele oamenilor. În ultimul timp, sursele de încălzire, atât cele pe lemne, cât și cele conectate la energie electrică, sunt motivele majorității incendiilor. În localitatea Oglinzi, comuna Răucești, miercuri seara, în jurul orelor 22, pompierii s-au deplasat pentru lichidarea unui incendiu produs în interiorul locuinței. Au ars bunuri materiale, electronice și textile din cauza amplasării necorespunzătoare a sursei de căldură. Aseară, pompierii nemțeni, prin apel la 112, au fost înștiințați despre producerea unui incendiu la o locuință din localitatea Oglinzi, comuna Răucești. Pentru localizarea și lichidarea incendiului, au intervenit pompierii din Târgu Neamț cu o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD, dar și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Răucești. Incendiul se manifesta în interiorul unei camere cu posibilitatea propagării la întreaga locuință. Forțele de intervenție au stins incendiul, în urma căruia au ars bunuri materiale din interiorul camerei. Amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor electrice de încălzire față de materialele combustibile a fost cauza probabilă de producerea acestui incendiu.